Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi, s-a prezentat vineri 15 ianuarie la Parchetul General. Aceasta a fost citată în calitate de suspect în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiță, care susține că în anul 2011 Kövesi a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în țară cu un avion a fostului director al FNI, Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internațional de arestare. Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, a declarat la ieșirea de la audierile din secția pentru investigarea magistraților că i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect. Aceasta a mai spus că a făcut două cereri de recuzare, una procurorului de caz, iar cealaltă procurorului șef secție, motivul fiind afectarea imparțialității. Mi s-a adus la cunoștință învinuirea și calitatea de suspect. Am depus două cereri de recuzare, una procurorului de caz, o cerere de recuzare a procurorului șef secție. După ce mi s-a adus la cunoștință învinuirea, doamna procuror mi-a spus că îmi vor comunica răspunsul la cele două cereri de recuzare. De ce? Motivele sunt cele prevăzute în codul de procedură penală, afectarea imparțialității. Siguranță va fi o afectare a candidaturii pe care o parcurg în acest moment. Eu voi merge mai departe, mă voi prezenta la audiere în 26 februarie în Parlamentul European, așa cum am fost chemată. Deci mă voi prezenta, mă voi prezenta în Parlamentul European. Până atunci mai sunt niște etape de parcurs de către candidați, le voi parcurge și pe acele. Răspundeți pe fond acuzațiilor formulate de această secție? Nu am comis niciodată, dar niciodată nu am comis fapte penale. Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiu public făcute de un inculpat dintr-un dosar al DNA sunt pure fabulații. Am luat la cunoștință de această învinuire, pot să vă spun următoarele. Nu am avut niciun fel de atribuții legate de extradarea condamnatului Popa Nicolae. Nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extradarea, pentru că nici nu aveam aceste atribuții. De extradare s-au ocupat Poliția Română și Ministerul Justiției. Acuzația de luare de mită, în ce mi s-a prezentat, este că aș fi primit eu bani în mod direct pentru a plăti extradarea. După cum bine știți, nu este adevărat. Este și un comunicat al Poliției Române, încă este pe site, se poate verifica, din care rezultă că plata extradării s-a făcut de către Poliția Română. De asemenea, există un comunicat de presă al Parchetului General din ianuarie 2017, în care rezultă că plata s-a făcut de Poliția Română. Deci avem două comunicate oficiale. Aceasta consideră că audierea în calitate de suspect, chiar în perioada în care se pregătește pentru a candida la șefia Parchetului General European, nu este doar o coincidență. Nu este aici o coincidență. De 2 ani și jumătate sunt hărțuită cu plângeri penale, cu acțiuni disciplinare. Am 4 acțiuni disciplinare, am 18 dosare penale. Nu sunt singura în acea situație. Toți cei care și-au făcut treaba în magistratură au probleme. Haideți să luăm președinta în altei curți, are acțiune disciplinară. Membrii din CSM care au fost vocali sunt cercetați disciplinar. Procurori și judecători care au comentat despre legile justiției sunt cercetați disciplinar. În ianuarie 2017, pe baza afirmațiilor făcute de acest inculpat, s-a deschis un dosar penal exact cu privire la această extradare. Ianuarie 2017 și eu sunt pusă sub învinuire când trebuie să mă prezint în această audiere. Deci nu este nicio coincidență. Doamna procuror, de ce trebuia să plecați astăzi la Bruxelles? Aveați indicii cum că ar fi urmat această punere sub acuzare? Spuneați că v-ați luat acel bilet încă de la începutul săptămânii, tocmai pentru vineri. Ce procedură trebuia exact să îndepliniți acum? Eu am luat acest bilet de avion pentru că știam că sunt anumite activități în 18 februarie. Am cerut o amânare a unui caz care este pe rolul în alte curți de casație și justiție, tocmai pe acest motiv că voi fi plecată din țară. Ați avut întâlniri cu Sebastian Ghiță private și cu politicieni, așa cum sunteți acuzată, dacă tot ne spuneți adevărul, ați avut private? Vă răspund și la această întrebare. Nu am avut întâlniri în afara unui cadru instituțional. Am participat la evenimente organizate de instituții ale statului, la care am fost invitată de conducători ai acelor instituții. Deci dacă există poze, există de la cele evenimente ale instituțiilor la care eu am participat, nu am vorbit niciodată cu Ghiță Sebastian, nici la telefon, nici prin e-mail, nici nu am folosit mail-uri cu cuveaua și mai știu eu ce alte mail-uri s-au vehiculat în spațiul public. Sigur, pot să apară poze de la aceste evenimente sau pot să apară poze false, așa cum au apărut și înregistrări falsificate, dar nu exclus să existe înregistrări de la evenimente ale instituțiilor, așa cum au mai apărut în spațiul public. Nu am discutat niciodată cu nimeni despre dosare penale în afara cadrului instituțional. Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiță despre această extradare. Laura Codruța Kövesi va fi audiată în Comisia LIBE a Parlamentului European în data de 26 februarie, procesul de selecție urmând a fi finalizat până la finele lunii martie.